Putin a furat o cascadă este titlul unei noi investigații realizate de anchetatorii Dosie. Agenția rusă de investigație a publicat imagini cu reședința președintelui rus din Karelia. Potrivit probelor deținute de autorii investigației, aceasta a fost construită pentru liderul de la Kremlin de prietenii oligarhi ai acestuia pe teritoriul unei rezervații naturale la numai 30 de kilometri de granița cu Finlanda. Despre construcție se știe că din 2016, dar abia acum s-a reușit filmarea proprietății. Reședința de nord de 4 km pătrați este dotată cu heliporturi, chei pentru iahturi, o fermă de păstrăvi, alta pentru carne de vită marmorată, dar și o cascadă care face parte din rezervație. Realizatorii proiectului susțin că acolo este amplasat și un sistem de apărare antiaeriană Panzer. Potrivit localnicilor, liderul rus vizitează vila cel puțin o dată pe an, după ce se reculege la mănăstirea din Valamsk. Anterior, Anti-Corruption Foundation a publicat imagini cu vila oficială a președintelui rus pe lacul Valdai din regiunea Novgorod. Vladimir Putin are reședință de stat la Kremlin, Novo-Ogarevo, Bocharov, Rucei și Valdai.